să vin să mijlocesc pentru toți oamenii care au nevoie de tine, de ajutorul tău, Doamne. Te rog în primul rând pentru toți aceia care sunt în spitale, pe patul de suferință, în închisori, care suferă pentru tine și lucrarea ta, în azile, în orfelinate, pe străzi, necăjiți, întristați, îndurerați, care n-au pe nimeni, orfani și văduve, ascultă rugăciunile lor și lucrează la cauzele lor după voia ta și numele tău să fie slăvit, înălțat și glorificat prin aceasta. Mijlocesc-o, Doamne, pentru toți cei care strigă după tine și au nevoie de ajutorul tău. Lucrează la cauzele lor și acolo unde este nevoie de liberare, de liberare, unde este nevoie de vindecarea ta, vindecare, că tu ești același ieri și în veci, unde este nevoie de mântuire, de mântuire, unde este nevoie de împăcare, de împăcare între soți și soții, părinți și copii, unde este nevoie, Doamne, lucrează tu prin Duhul tău sfânt și pune-i, Doamne, într-o stare după voia ta pe toți oamenii și numele tău să fie slăvit, înălțat și glorificat pentru aceasta. Mijlocesc și pentru familia mea, binecuvântăm soția, copiii, o Doamne, fii, o Doamne, cu Daniela, examene, o Doamne, dar fii, o Doamne, cu toți tinerii, o Doamne, care sunt la examene, fă să vadă mâna ta la lucru și văzând mâna ta la lucru să-și pună viața în mâna ta, să primească mântuirea și viața veșnică. Pune în mâinile tale toate aceste cauze și proclam biruința ta peste ele și cred, Doamne, că tu vei lucra așa cum mai tu poți să o faci și în toate numele tău să fie slăvit, înălțat și glorificat. Amin.